Cita o poezie scrisă de Daniel Hârtie. Nu-ți fă visuri. Nu-ți fă visuri fără scriptură, niciun plan fără Hristos, ca să nu regreți la urmă că ai trăit fără folos. Nu gândi fără de lege, nu tânji poftind mereu, că în final te vei alege numai cu păreri de rău. Racordează-ți orice faptă la rețeaua cea de sus, energia cea curată ce purifică nespus. Nu-ți plimba piciorul firii lângă gropile pierzării, caută calea mântuirii cât e vremea îndurării. Caută pășunea verde, hrana cea duhovnicească, Dumnezeu oricând te vede, știe taina-ți păcătoasă, știe tot ce plănuiești împotriva unui frate, de nu vrei ca să plătești pentru rău și nedreptate? Anul ce în curs se duce spre necunoscutul vieții, nu-ți lua singur o cruce, făcând răul tinereții. Cât ești tânăr în putere, cât ai sănătate, viață, stai și ascultă în tăcere din cuvântul sfânt, învață. Chiar și la apus de cale, dacă ai ajuns grăbit, nu-i târziu să-și ceri iertare pentru tot ce ai greșit. Dar nu aștepta să vină cea din urmă pocăință, când se închida vieții urmă de iertare prin credință. Azi, acum e clipa ta, mâine poate fi târziu, să-ți poți viața a schimba după ce ești în sicriu. Fă-ți asigurarea în Domnul. Sufletul e important. Nu te poate ajuta omul după ce te-a îngropat. Tu poți face un pas concret spre iertare, mântuire. Nu mai fi atât de inert, nu mai fi atât de inert față de a lui iubire. Te așteaptă Dumnezeu la hotarul dintre ani, căci l-a dat pe Fiul Său mântuirea fără bani. Amin.